Calendarul pentru examenele naționale din 2025 a fost stabilit. Comisia de Dialog Social de la Ministerul Educației a aprobat joi calendarul examenelor naționale de anul viitor, introducând zile libere între probele evaluării naționale și bacalaureatului. Am ținut cont de propunerile primite și între fiecare dintre probele scrise ale evaluării naționale copiii vor avea o zi liberă, a transmis Ministrul Educației Ligia Deca pe Facebook. La examenul de bacalaureat, candidații vor beneficia de asemenea de o zi liberă după primele două probe. O altă noutate se referă la posibilitatea ca lucrările să fie consultate după afișarea rezultatelor inițiale și înainte de depunerea contestațiilor. Am introdus opțiunea ca lucrările să poată fi vizualizate după afișarea rezultatelor inițiale, tot ca urmare a feedback-ului primit, a precizat Ligia Deca. În ședința comisiei au fost discutate și datele privind admiterea la liceu și s-a stabilit că se va desfășura ca până acum. Repartizarea computerizată a absolvenților de clasa 8-a va avea loc pe 23 iulie 2025, iar opțiunile pentru admiterea la liceu se vor completa între 14 și 21 iulie. Comparativ cu anii trecuți, datele simulărilor sunt stabilite încă de acum, a menționat șefa educației.